copii, apă. Apă, a zis că bagă apă în sat și toate, n-a făcut nimic. Nimic, nimic! Cam așa reacționează localnicii din comuna edilului care și-a angajat fiul la primărie atunci când află că ar putea rămâne fără primar. Părerile sunt însă împărțite și sunt și localnici care spun că Ion Cioară este un primar bun și nu a făcut rău când și-a angajat fiul la primărie. Orice părinte sau orice pasăre își strânge copiii lângă el. Așa că e și normal. A făcut bine că s-a angajat băiatul? A făcut! A făcut! N-a fost în stare că sunt oameni de ajutor social. N-a fost în stare să pună olanile acolo să nu cadă școala. Așteaptă să cadă, să se floștească școala pe cat. Dar nu prea a făcut mare lucru în comună. Trebuia făcute mai multe investiții pentru oamenii din comună. Ne rog că pierde mandatul și că, ce să spun, asta a fost poate alegerea dumnealui. Nu să știe dânsul dacă o fi decis așa. Numai că funcționarii ANI au considerat că angajându-și fiul la primărie, edilul se află în conflict de interese și a încălcat legea. Primarul a pierdut ambele procese pe care le-a intentat ANI, iar acum este la un pas de suspendare, iar fapta sa este și penală. Există o hotărâre a Înaltei Curții de Casație și Justiție pe problema incompatibilității după un raport al Agenției Naționale de Integritate care a fost atacat în primă instanță la Craiova, la Curtea de Apel, de către domnul primar, a fost respins și iată că a fost respins și acum. Reprezentanții prefecturii Mehedinți așteaptă acum o adresă din partea ANI, după care vor emite ordinul prin care Ion Cioară își va pierde mandatul. Edilul este în concediu și nu a fost găsit în cadrul primăriei pentru a-și spune punctul de vedere cu privire la situație.